întrebare. Afirmația de la început putem să o transformăm într-o întrebare. Cum pregătim elevii de azi? Bineînțeles, cu ajutorul tehnologiei. Tehnologia. Cum e mai bine? Cu ea? Fără ea? Tehnologia este un mod mai bun de a face lucrurile astăzi. Nu trebuie să ne temem de ea. Trebuie să o îmbrățișăm, iar cu ajutorul ei să schimbăm lumea în care trăim. Tehnologia e ca focul secolului 21, la fel cum la început oamenii s-au temut de foc. Așa ne temem azi că ea ne face rău. Dar oamenii au înțeles și au descoperit că focul e minunat, că avem nevoie de el, că îl ajută. Exact la fel e și cu tehnologia. Transformarea digitală este o forță incontestabilă care revoluționează lumea, reinventează produsele, remodifică modul în care lucrăm, avem așadar parte de cea de-a patra revoluție industrială. Mă bucur să fac parte din categoria care a captat atenția în mod pozitiv, atât în mass media națională, cât și în cea internațională. Cum am reușit? Fiindcă am înțeles că rolul meu ca profesor este de a fi un change maker, de a fi un facilitator de schimbare. Prin participările mele la evenimente educaționale globale, orizontul meu profesional s-a lărgit considerabil. Prin discuții cu factori de decizie politică sau cu experți din domeniul educației globale, de exemplu cu Irina Bokova de la UNESCO, sau cu fostul vicepreședinte american Al Gore, creatorul fondator al mișcării globale Climate Reality, care, prin documentarul Un adevăr incomod, a crescut gradul de conștientizare publică internațională privind schimbările climatice, generând o mișcare pentru protecția mediului, documentarul fiind introdus și inclus în programa școlară din mai multe țări. Cum am simțit când am văzut că în alte părți educația este luată în serios, mi s-a întărit convingerea că noi suntem responsabili de viitor și că de noi depinde să găsim soluții la problemele cu care se confruntă societatea, că suntem datori să ne împuternicim elevii. Iar la câteva zile de la întoarcerea mea de la forumul din Dubai, am primit o invitație a mă alătura acestei mișcări. Pentru a le crea elevilor abilități, am încercat să-mi folosesc toată priceperea, ingeniozitatea, diplomația și pregătirea. Am înțeles că predarea clasică, tablă, cretă, trebuie dublată de ceva. Acel ceva l-am găsit în tehnologie. Tehnologia ajută elevul să caute, să cerceteze, să găsească singur sau în grup cunoștințele pe care urmează să și le însușească. E firesc ca educația să se sincronizeze cu nevoile secolului 21, pentru că trăim într-o epocă cu transformări accelerate, iar singura cale de supraviețuire este adaptarea continuă și nu negarea realității. Avem așadar datoria, dacă nu chiar obligația, de a integra tehnologia în mod natural în experiențele pe care le oferim elevilor noștri. Dacă o vom exila la porțile ei, s-ar putea să avem surpriza să rămânem noi izolați și singuri, predicând în deșert. Potrivit unui studiu realizat de European Political Strategy Center, 93% din joburile actuale au nevoie de competențe digitale. Vă puteți închipui cât de slow motion li se par elevilor noștri o oră de 50 de minute de prelegere, când ei nu au răbdare să vizioneze un clip de 5 minute? Rolul nostru al profesorilor nu mai este doar acela de a transmite cunoștințe, ci de a selecta și structura informația relevantă, de a antrena pe elevi în pletora de informații, de a ajuta să mențină motivația la un nivel ridicat, de a găsi modalități de a face programa mai rezonantă, mai personalizată și semnificativă pentru fiecare elev, de a le dezvolta simțul critic, de a le insufla un set de valori. Când elevii sunt angajați, viața este mai ușoară. Noi, profesorii, suntem responsabili în a crea situații de învățare atrăgătoare. Victor Pereira, lector la Harvard, spunea că nicio învățare nu se realizează, nu se întâmplă până când elevii nu sunt de acord să se implice în ea. Așadar, angajamentul elevilor este semnificativ, atât la nivel de învățare, cât și la nivel neurologic sau la un nivel de comportament. De ce avem nevoie de strategii noi de predare? Pentru că elevii sunt din ce în ce mai plictisiți. Plictiseala este asociată cu anxietatea, cu impulsivitatea, cu lipsa de speranță, cu singurătatea, cu depresia, cu lipsa de motivație. În prima zi de școală, anul acesta, am avut onoarea să fim vizitați de Digi, care a realizat un reportaj la noi în clasă. Vă rog să-l urmăriți. Coduri QR, ochelari de realitate virtuală, aplicații online de învățare, orele de limba română de la școala Oltea Doamna seamănă mai degrabă cu niște sesiuni de jocuri pe calculator. Multe din procesele de învățare se întâmplă online, într-un mediu foarte familiar elevilor.
Expresia scoateți o foaie de hârtie nu mai are valabilitate în ziua de astăzi, când copiii rezolvă teste prin intermediul tehnologiei, cu telefoanele pe masă, cu aplicații online, unde rezultatele sunt aproape în timp real, iar părinții află printr-un simplu e-mail ce au făcut copiilor la școală. Profesoara Mirela Tanc a intuit că tehnologia îi va face pe copii să învețe mai repede și mai bine, așa că o folosește din plin. A cumpărat ochelari cu care elevii pot ajunge instantaneu în celălalt capăt al lumii. Îi folosește inclusiv la predarea basmului. Muzicanții din Bremen, Vrejul de Fasole și Cei Trei Pulceluși. E mai interesant să studiezi basmele astfel? Este mult mai interesant deoarece mintea se concentrează mai mult folosind tehnologia. Predarea de astăzi nu este la fel cu predarea de acum 30 de ani. Trebuie să ne adaptăm la realitățile de astăzi, trebuie să integrăm noile tehnologii în predarea noastră, inclusiv la materii care teoretic nu au nicio legătură, ca materia mea, de exemplu, aparent nu are nicio legătură cu noile tehnologii, dar trebuie să găsim noi legătura aceea. Anul trecut, elevii au făcut un studiu comparat al basmelor americane și românești. Pentru asta, ei au intrat în direct prin Skype cu o autoare din Alaska, care a fost încântată de interacțiunea cu copiii din România. În opinia mea, această metodă de predare prin intermediul tehnologiei ne ajută să înțelegem mai ușor lecțiile și în același timp ne ajută să învățăm mai multe lucruri pe care nu le-am învățat în programă. De exemplu, am învățat despre tradiții din Alaska sau din Malaezia. Metodele moderne de predare au adus-o pe Mirela Tanc în atenția Microsoft, care a premiat-o pentru ideile sale inovatoare. Una dintre cele mai apreciate a fost integrarea jocului Minecraft, foarte apreciat de copiii din întreaga lume în lecțiile predate la clasă. Se pomenea reportaj de Minecraft. Vreau să vă spun, cu ajutorul acestui joc am realizat o performanță, am făcut elevii să citească. Elevi care n-au citit niciodată nimic beletristică, cu ocazia acestui joc, au citit. Cum? Le-am cerut să recreeze în Minecraft secvențe din cartea citită. Și astfel ei a trebuit să citească pentru a putea recrea acea secvență, pentru a putea construi. Avem și câteva imagini. Un elev care a creat o secvență din Moromeții. Evoluția mea profesională de când am cunoscut Microsoft Education este cea care m-a ajutat. De la Microsoft Expert, Skype Master Teacher, Microsoft Trainer, Global Goal, Teach SDGS Ambasador și așa mai departe. Mă bucur de aprecierea Microsoft, care mi-au dedicat articole, atât pe blogurile lor, cât și în mass media. Lumea care se schimbă într-un ritm rapid ne obligă să redefinim rolul profesorului. Cu cât mai repede vom acționa într-un mod înțelept și atent, cu atât mai bine pentru noi. La Forumul Economic Mondial de la Davos, ianuarie 2018, Jack Ma afirma că dacă nu schimbăm modul în care ne învățăm elevii, în 30 de ani vom avea probleme. Sistemul actual a fost creat acum 200 de ani și a răspuns provocărilor acelor vremuri. Îmi învăț elevii să-și descopere și cultive abilitățile. Îi ascult, îi observ, văd ce le place și mi-adaptez strategia în funcție de ceea ce am descoperit. Astfel ei se simt apreciați și valorizați. Eu am înțeles că activitățile din clasă trebuie să corespundă îndeaproape situațiilor din viața reală, așa că am adaptat programa școlară la acestea. Pun accent atât pe rezultatele elevilor la examene, formarea lor în gânditori independenți, capabili și creativi, analitic, cât și pe cultivarea abilităților. Aproape în fiecare zi învăț ceva de la elevii mei. Clar, cele mai grozave lecții mi le dau în domeniul tehnologic. Este firesc, ei sunt nativi digitali. Noi, analfabeti sau în cel mai fericit caz, imigranți digitali. Datorită lor, mă ambiționez să mă updatez mereu, să găsesc noi soluții, noi metode de a apropia de școală. O astfel de lecție am primit de la elevul meu, Casian Sime, care mi-a mulțumit într-o compunere pentru ceea ce fac pentru ei. M-am bucurat, fiindcă am văzut că elevii mei de 11-12 ani înțeleg exact că prin ceea ce facem, noi ne pregătim pentru viitor. Citez. Cine ar fi crezut că eu și colegii mei vom participa la un proiect inițiat de Universitatea Harvard în colaborare cu Pulitzer și cu National Geographic numit Out of Eden? Ce este pagina proiectului? Pagina noastră. Suntem aici în colaborare cu o școală din India și cu mai multe școli din America. Elevii au creat, cum au crezut ei, ideea de Out of Eden și s-au bucurat de aprecierea lor. Cine ar fi crezut că ideile mele vor fi apreciate de Microsoft? Aici au recreat cu imprimanta 3D câteva logo-uri ale proiectelor noastre.
Cine ar fi crezut că vom avea un cuvânt de spus alături de elevi de la 500 de școli din 81 de țări de pe 6 continente în cadrul proiectului Climate Action, în care am învățat să protejăm planeta împotriva poluării și a schimbărilor climatice. Pe lângă activitățile concrete ale elevilor mei în cadrul proiectului, am învățat de la experți. Această sesiune este cu nepoata lui Jacques Cousteau, Céline Cousteau. De asemenea, reporteri sau realizatori TV de la Discovery Channel au intrat cu noi în direct și ne-au răspuns întrebărilor. Aici sunt în Dubai la Forumul de Educație și Abilități, prezentând proiectul împreună cu fondatorul acestuia, Coentimers. Cine ar fi crezut că vom deveni cetățeni globali, aflând în direct de la elevi din întreaga lume, din India, Dubai, Kenya, Pakistan, Vietnam, Qatar, Arabia Saudită, SUA, Argentina, Spania, nici mai mi-am amintesc cu câte țări am colaborat, detalii despre țara lor, făcând schimb de creații literare, de idei, de tradiții. Prin intermediul platformei Microsoft Education, am vizitat împreună cu elevii mei muzee, galerii de artă, am călătorit virtual la o fermă din Kenya, am învățat să creăm personaje literare cu scriitoarea Yobin Yardi din Santa Barbara, am ascultat povești scrise de scriitoarea Tricia Brown din Alaska, am învățat despre importanța știrilor adevărate cu Tammy și Mike Dunbar din Modesto, SUA. Am aflat despre meseria de profesor de la Clive Gibson, am aflat despre tradiții de nuntă din Malaezia de la Vanessa Casi, am participat la proiecte, am fondat proiecte. Am participat la evenimente globale sub egida Microsoft, am creat proiecte, împreună cu o profesoară excepțională, Rashmi Katuria din India, am fondat proiectul de la fereastra noastră, cu o profesoară din Italia, din Sicilia, Irene Confalone, am colaborat, iar ea a prezentat munca noastră în cadrul proiectelor, în cadrul platformei eTwinning. În Dubai am ecologizat mai multe plaje, iar cu mucurile de țigară am încercat să le folosim în mod creativ și am recreat câteva obiecte de artă, spunem noi, câteva țestoase, tili, le-am și numit, și patru dintre acestea au plecat în întreaga lume. Una este la școala mea în Oradea, una este la Vatican și celelalte două sunt la alte școli din Dubai. Vă spuneam că am învățat de la scriitori adevărați. Aici suntem în direct cu scriitoarea Tricia Brown din Alaska, care ne-a prezentat propriul basm, iar eu l-am folosit pentru a-mi învăța elevii trăsăturile basmului. Am folosit tradițiile lor, în cazul acesta, săritul pe păturică. L-am corelat cu obiceiurile din basmele noastre românești. Încerc să-mi învăț elevii să gândească global, dar să acționeze local. Linia dintre un profesor bun și unul excepțional cred că este determinată de ceea ce suntem dispuși să facem pentru reușita elevilor noștri. Cred că orice schimbare începe în primul rând cu noi. Make sure that your seat belt is securely fastened during taxi, takeoff and landing. To fasten, bring the two ends of the seat belt together until you hear a click. Tighten it by pulling on the strap. Ceea ce fac eu pentru elevii mei cu aceste măsuri de siguranță prezentate de Singapore Airlines, într-un mod plăcut, atrăgător, relaxant, fără să ne stresăm, fără să luăm lucrurile foarte în serios, să ne emoționăm. The bassinet and secured with an infant seat belt. If there is a change in cabin pressure, an oxygen mask will automatically drop in front of you. Pull the mask down sharply. Place it over your mouth and nose. Pull the lateral straps to tighten it and breathe as usual. Secure your mask first before helping others. It is normal for the bag to not fully inflate. There are several emergency exits in this aircraft. Take a few moments now to locate your nearest exit, which may be behind you. Count the rows of seats to the closest exit, in front and behind you. Videoclipul este mult mai lung, dacă doriți să-l urmăriți. Este minunat, mie îmi place tare mult. Cred că tehnologia este de folos pentru noi, pentru învățători, pentru educatori. Ea ușurează procesul de predare, facilitând accesul la o mulțime de materiale educaționale. Ea oferă acces etic și echitabil pentru întreaga lume, face procesul de învățare interactiv și creativ, readuce pofta de predare pentru noi, pentru dascăl și nu ne lasă să ne plafonăm, dar prin ea câștigăm timp și devenim mai productivi cu un efort minim. Tehnologia este un accelerator, un catalizator al pedagogiei, cum spunea Coentimers,
Dar puterea schimbării se află în noi, în educatori. Ea ne ajută să creăm poduri educaționale globale, învățând unii de la alții. Experiențele emoționale create prin intermediul tehnologiei inspiră acțiune. Dar de noi, de profesori, depinde ce moștenire le lăsăm elevilor noștri, pentru ca ei, la rândul lor, să devină agenți de schimbare care au o influență pozitivă în cadrul umanității. Vă mulțumesc!